Derby a fost și în tribune, nu numai în teren, la nivel european, fără violențe, cu mult patos în scandări. Orgolioși și mândri de culorile pe care le poartă, suporterii celor două echipe au dinamizat pozitiv derbiul de România în momentele premergătoare întâlniri. Ceva mai numeroși, mai bine pregătiți pe coreografie și cântece, dinamoviști au dat tonul petrecerii din tribune. Câinii au fost mai zgomotoși și au atras și o bună parte din suporterii neutri localnici, care nu au uitat că în urmă cu două săptămâni a barat drumul Brașovului spre finale. S-a simțit faptul că ambele grupări sunt flămânde după un trofeu. Dinamo nu mai câștigase nimic de 4 ani, în timp ce Steaua a savurat ultimul succes în anul 2006. Cele două galerii au visat încă dinaintea partidei la o fiestă pe care s-o pornească pe cont propriu după finalul meciului. A existat la început tentația de a înjura cu năduha adversarul, însă apoi ultrașii și-au să aminte că au venit să-și încurajeze oamenii care aduc cupa mult visată.